Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 28 septembrie 2022 și astăzi vreau să vorbim despre un subiect pe care l-am urmărit cu atenție în ultimele zile, despre protestele, revoltele ce au loc în Iran. Probabil că ați văzut și voi știri la TV sau în presă legate de acest subiect. Vreau să vorbesc despre cauzele acestor proteste, contextul, ce se întâmplă acolo și care cred eu că sunt perspectivele pentru Iran. Iranul pentru mine este un subiect interesant. Am studiat multe cărți despre istoria modernă a acestui popor. Știu care este situația, înțeleg ce se întâmplă foarte bine acolo. Din punctul meu de vedere, poporul iranian își dorește în mare parte și poate să contribuie mult mai mult atât la prosperitatea lor, bineînțeles, a țării, a Iranului, cât și la cultura universală, însă este ținut pe loc de către o dictatură religioasă în acest moment, care conduce în 1979, de 43 de ani, conduce cu o mână de fier Iranul și îi ține pe loc. Economic e un dezastru, social e un dezastru, cultural e un dezastru, ca orice dictatură religioasă, ca orice extremism religios, indiferent că e de o religie islamică, creștină, budistă sau mai știu eu ce alte religii, orice extremism religios cred eu că este destructiv pentru națiunea care, într-un fel sau altul, adoptă forțată sau nu. S-a dovedit asta în foarte multe părți, oriunde sunt extremiști religioși ajuns la putere, se ajunge în scurt timp la dezastru economic, cultural, la dictatură și la suferința marii părți a poporului. Din acest motiv îmi doresc din tot sufletul ca poporul iranian să scape de mulahii, așa se cheamă conducătorilor lor religioși, care îi conduc de 43 de ani. Îmi doresc ca să devină o țară care știu că are potențialul să fie o țară modernă cu adevărat. Iranul cred că este dintre țările din zona Golfului, cultural cel puțin și din punct de vedere al educației, în fața multor țări de acolo, are un mare, mare potențial, este și o țară mare. Este și o țară care în decurs istoriei a avut patru imperii au avut și au avut rădăcinile pe teritoriul actual al Iranului. Imperii care nu au fost ideale, nici un imperiu ideal, au făcut și lucruri bune și lucruri rele, însă ne arată potențialul acestei zone, ne arată cultura lor, ne arată că sunt practic mult, mult sub potențial în acest moment. Asta pe scurt așa despre Iran și poporul iranian, da? Este o țară extraordinară, sunt multe lucruri de vizitat acolo, dar din păcate în acest moment nu este posibil, însă foarte posibil ca la un moment dat sper să pot să vizitez această țară. Este una dintre țările de care sunt chiar curios și doresc să merg la fața locului la un moment dat. Bun. Revenim la proteste. Sunt, cred că, al patrulea șir de proteste în ultimii 20 de ani, poate chiar mai mult, la modul serios proteste. Nu au reușit celelalte proteste, poate acum se va întâmpla să scape de dictatura religioasă. De la ce au pornit acum? De la moartea acestei fete. O fată tânără a fost arestată de poliția moralității, care nu are legătură cu poliția clasică, ci este însărcinată, dacă vine să credeți, să se asigure că femeile se îmbracă cât mai conservator, cât mai de să nu li se vadă părul, să nu li se vadă pielea cumva, cât mai acum nu vă gândiți că ar avea o șansă cineva să apară, nu știu, într-un mod cum se îmbracă o femeie din Occident. Ar fi arestată imediat și această fată nevinovată a murit pentru mult mai puțin. Deci tipii aceia sunt extremi de la poliția moralității, sunt aberanți. Au luat-o pe această fată pentru că cumva pantalonii erau prea strâmți, am înțeles eu, și acoperitoarea capului nu era suficient, nu-i acoperea suficient capul. Și din acest motiv au bătut-o, bineînțeles, și ea a decedat. Ei spun că nu, că nu i-au făcut nimic, dar bineînțeles că e o minciună, familia fetei a confirmat că nu avea nicio boală, deci au omorât-o și în acest moment lumea a izbucnit. Sunt mai multe motive, nu numai acesta, însă asta a fost scânteia care a declanșat, să zic așa, toată ura strânsă împotriva mulahilor, da? A prins conflictul foarte, foarte mult. Și au ieșit în stradă 10.000 de oameni, au fost, bineînțeles, arestați mii dintre ei, au murit până acum, am înțeles, peste 60 de oameni, au fost împușcați la propriu de către forțele de securitate, că asta face orice dictatură inițial.
Femei, foarte multe femei au protestat pentru că sunt sătule de aberațiile astea. În mare parte, cum am spus și la început, poporul iranian este un popor destul de educat. Nu vorbim acum de toți, dar o mare parte a populației, mai ales din oraș, își dorește altceva. Acum să nu credem că dictatura religioasă în Iran este comparabilă cu cea a talibanilor din Afganistan, care trebuie să ai un sac pe tine dacă ești femeie, trebuie să tragi sacul ăla pe tine, ai doar găurile la ochi și cam atât în general. Dar nu este nici departe. Și Iranul poate mult mai mult și știe asta, poporul știe asta. Mai are un avantaj, Iranul, o mare parte a populației este tânără. Tinerii nu mai își doresc să meargă cu aberațiile astea înainte. Adică, ok, respectăm cultura, respectăm tradiția, dar până la un punct nu putem să stăm în 2022 îmbrăcați ca niște ciudați din Evul Mediu și să slujim ulahii, să acceptăm aberațiile lor și să privim cum economia este distrusă. Rata șomajului în rândul tinerilor, dacă nu mă înșel, este peste 25%, deci unul din patru iranieni tineri nu au de lucru. Economia Iranului este distrusă pentru că, normal, fiind extremiști religioși, nu au putut niciodată să înțeleagă cu Occidentul. Dimpotrivă, o să fac un videoclip cu o scurtă istorie a Iranului. Vă explic acum pe scurt de unde a pornit. Iată, vorbeam de istoria Iranului, deci Imperiul Persan, distrus într-adevăr de Alexandru. Sunt lucruri care sunt, cum să spun, comori inestimabile ale omenirii care se află în Iran și cred eu că merită mult mai mult. Această țară, dacă nu ar fi aberațiile astea cu mulahii, cu frica de extremism religios, apropo și o femeie din afară, dacă vizitezi Iranul, nu poți să te îmbraci altcumva, deci nu poți să apari cu capul gol, Dumnezeule mare. Nu, deci sunt aberații. Și atunci, normal că turiștii nu prea vine să te duci când te gândești că poate te trezești arestat sau mai știu ce. Deci, are potențial această țară, asta e ideea ce vreau să subliniez și cred eu că aproape orice țară din lumea asta, dacă se integrează în civilizația mondială și fiecare să-și accentueze avantajele lor, au de câștigat pe termen lung. Plus că Iranul, bineînțeles, este unul dintre mari producători de petrol din lume, dar fiind blocat de sancțiuni, datorită acestui lucru, revoluția iraniană, de aici a plecat totul, economia este în pioneze. De unde a plecat? În 1979 a fost înlăturat tipul ăsta, care a fost șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Bun, ce a făcut tipul ăsta? A preluat puterea prin anii 50 și vreo 25 de ani a vrut să transforme Iranul. Dacă vă amintiți că am făcut videoclipul despre Afganistan, am vorbit despre un rege al Afganistanului care a făcut același lucru la un nivel mai mic, într-adevăr, a vrut să facă din Afganistan o țară civilizată, modernă. La fel și Reza Pahlavi a vrut să facă din Iran o țară modernă. A deschis țara companiilor occidentale, a investit enorm de mult în educație, a dat femeilor dreptul de vot, dacă vine să credeți, în anii 60 ceva, dacă nu mă înșel. A modernizat țara. A avut și păcate? Da, bineînțeles că a avut păcate, în sensul că a fost o dictatură, luminată totuși dictatură, corupție, foarte bogat, a fost foarte ostentativ cu bogăția sa, și aici vedeți îmbrăcat occidental, nevasta lui, bineînțeles, la fel, uitați-vă cum apărea în 1959, ca occidentală și atunci a fost respins de poporul, să zic, care era în mare parte atunci conservator, și cumva acea bunăstare datorită provenită din petrol și din deschiderea către Occident nu a reușit să ajungă la marea masă a populației sau nu cum s-ar fi așteptat aceștia. Și în 79 a avut loc o revoluție, Marea Revoluție Iraniană în 1979, una dintre cele mai importante revoluții în secolul trecut, de consider eu, a schimbat total Orientul Mijlociu și chiar istoria mondială, am putea spune, în anumite puncte de vedere. Dar nu intru acum în detalii, asta e așa pe scurt. Acest tip, Mohammad Reza Pahlavi, a fost înlăturat și a venit la putere tipul ăsta. Acum, dacă mă întrebați pe mine, așa, fără să studiez, dar repet, am studiat în detalii despre acești oameni, despre ce s-a întâmplat atunci, despre consecințe, așa, dacă îmi arăți poza tipului ăsta sau poza tipului ăsta, pe care îi preferi? Nici nu ar trebui să stau să mă gândesc. Tipul ăsta gives me the creeps, adică nu vreau să am de face cu oameni extremiști de acest gen.
Și s-a întâmplat, cum vă închipuiți, a preluat puterea, a executat pe oricine era din vechiul regim al șahului și se opunea conducerii lui și nu vrea să termine cu occidentalizarea, a gonit companiile occidentale din țară, a arestat și membrii ambasadei SUA la un moment dat, a fost un episod, atunci a luat ostatici, dezastru. Și toate astea s-au simțit în economie, pentru că americanii au spus, bine, vă punem sancțiuni, pe bună dreptate, Occidentul a spus, dacă nu vreți să faceți afaceri cu noi, ok, și n-au mai avut cum să mai vândă petrol, rușii nu cumpărau petrol pentru că au și ei destul, acum încearcă să vândă Chinei și Indiei, acolo mai încasează ceva bani, însă au sancțiuni și acolo vânzările au scăzut, nimeni nu poate să facă afaceri cu ei din zona Golfului, care sunt aliații Occidentului, pentru că dacă faci afaceri cu țări aflate sub sancțiuni, ajungi și tu sub sancțiuni și nu vrei să-ți dorești asta. Sunt multe cazuri și nu au sfârșit bine. Deci, practic, pe lângă dezastru economic, a instituit de la bun început, toate femeile nu au drept de vot. Toate femeile trebuie să se îmbrace ce acum e nimic. Deci atunci trebuiau să-și acopere doar fața, să nu se vadă niciun fir de păr. Știu că am citit acest lucru în 79, n-avea voie nimic, deci doar fața. Măcar nu e chiar cum e acum în Afganistan, dacă vine să credeți că are doar ochii, ca să nu cazi pe stradă, dar nu era departe. Și au ajuns la putere și au condus cum să conducă niște popi, practic religioși, extremiști, mă rog, se numesc mulahi la ei, economia, adică habar nu au de asta. Au investit în dictatură, în represiune, în gărzile iraniene, care sunt o parte distinctă de armată, că nu au încredere în armată, bineînțeles. Au avut un război cu Irakul, cu Saddam Hussein, acolo, într-adevăr, și Occidentul și-a băgat coada, e o poveste lungă. Însă, pe ansamblu, țara a luat-o mult în jos, economic, cultural, și acum este condusă, după moartea lui Ruhollah Khomeini, asta a fost atunci care a preluat puterea în 79, cred că în 89, dacă nu mai știu, l-a murit, a preluat puterea tipul ăsta care e și acum la putere, Said Ali Hosseini Khamenei. Khamenei e un tip care, am înțeles că e foarte, ultra bogat, deci șahul pe care iranienii l-au înlocuit dinainte și au spus că e foarte bogat și că își bate joc de poporul iranian care era sărac, tovarășul ăsta Khamenei am înțeles că are spre 90 de miliarde de dolari, era un raport undeva, mă rog, Dumnezeu știe dacă e adevărat sau nu, însă cu siguranță că e un tip foarte, foarte bogat. Și asta înseamnă că nu vrea să renunțe la putere, vrea să păstreze puterea cu orice preț. Și el și apropiații lui, bineînțeles. O rază de speranță este că foarte mulți artiști sportivi din elitele iraniene au ieșit și au fost împotriva regimului și au declarat că sunt de partea protestatarilor. Aici vedem cum bărbații naționali de fotbal a Iranului, toți, solidari cu femeile care protestează după moartea tinerei Mahsa Amini. Fotbaliștii au purtat geși negre ca să ascundă simbolul național în timpul intrării. Nu vreți să vă gândiți la ce se supun, la ce riscuri se supun acești oameni, pentru că pot fi arestați, însă cred că foarte mulți tineri au ajuns în momentul ăsta să sunt mai pese, pentru că știu că marea majoritatea poporului este partea lor și cei care sunt cunoscuți în vedete, dacă ar fi arestați și ar suferi, cred că ar adăuga și mai multe paie pe foc în ceea ce privește protestele și atunci știu cumva că sunt protejați, să spun așa, de acest risc și au curaj, ceea ce e foarte bine. Sper în tot sufletul ca acum să reușească aceste proteste, repet, să vedem un Iran liber, să vedem cealaltă față a Iranului, o față modernă, o față care dorește integrarea în lumea civilizată, care să scape de conservatorii ăștia aberanți, care practic nu au nicio legătură cu religia, să fim serioși. Nici religia nu vrea răul poporului, nu vrea ca poporul să sufere. Tot timpul extremiștii fac exact asta. Spun că îl slujesc pe Allah în cazul ăsta și oprimă poporul. Nu, ei de fapt vor să păstreze puterea și banii ca orice dictatură pe care o dețin și restul îi mai interesează. Și se ascund cumva, trebuie să aibă un motiv, o motivare, ceva superior, ceva deasupra lor. Vrem, facem asta, suntem dictatură, oprimăm, îi împușcăm pe cei care protestează pentru că, de fapt, noi slujim pe Allah.
o aberație, în sensul că Allah nu cred că ar vrea să aibă de-a face cu ei, cu cei care își supresc poporul, la fel orice religie, repet. La fel cum chinezii spun că da, noi suntem comuniști, vrem binele poporului. Sigur, legătura între dictatura Chinei și comunism este în momentul ăsta aproape inexistentă, doar pe hârtie. Sunt doar niște show-uri, sunt doar niște show-uri ca să vândă puținilor fraieri rămași o bomboană frumoasă ca să-i susțină împotriva celor mulți a poporului oprimat. Deci, sper să reușească. Dacă nu se va întâmpla acum, cu siguranță cred eu că în următorii ani se va întâmpla, pentru că s-a ajuns la un punct de fierbere. Sunt foarte mulți tine, repet, care sunt pro-occidentali, nu poți să oprești internetul total, poți să-l oprești temporar acum, dar lumea vede ce se întâmplă în afară, vede cum se trăiește în afară, vede că se poate mult mai bine și atunci își dorește și ei să ducă o viață civilizată. Și asta cred eu că, dacă nu se va reuși acum, repet, în următorii ani, cu siguranță că mulahii aberanți și, practic, veniți din Evul Mediu vor ajunge la lada de gunoi a istoriei, unde le este locul. Cam atât pentru azi, mulțumesc mult pentru atenție, numai bine!